ziua, dragii mei! Mă bucur să mă adresez astăzi elevilor de clasa a 7-a la materia istorie. Permiteți-mi să mă prezint, Iuliana Căplescu este numele meu și sunt profesor de istorie la Colegiul Național Matei Basarab. Astăzi vom vorbi despre o temă mai mult decât actuală, și anume migrațiile în lumea contemporană, care face parte din domeniul de conținut lumea postbelică. Ca să înțelegem în ce perioadă ne găsim și despre ce perioadă vorbim, definim perioada postbelică. Este perioada istorică ce se desfășoară după încheierea, după finalitatea celui de-al doilea război mondial până în prezent. Deci din 1945 până astăzi. Cel mai important concept pe care trebuie să îl înțelegem la această temă este acela de migrație. Ce înseamnă migrație? E un fenomen, o mișcare permanentă, poate fi individuală, dar mai ales în grup, a oamenilor care se mișcă dintr-un teritoriu în alt teritoriu. Aveți imagini reprezentative pentru două concepte ce pleacă din termenul de migrație. Imigrația. Ce înseamnă imigrația? Tot ceea ce intră într-un teritoriu. Ce înseamnă emigrația? Tot ceea ce pleacă dintr-un teritoriu. Deci, imigrația, ansamblul intrărilor într-un spațiu, emigrația, ansamblul ieșirilor dintr-un anumit spațiu. Bineînțeles, un astfel de fenomen trebuie să aibă la bază cauze. Cauze profunde și diferite, o să vedeți pe parcursul acestei lecții. Plecăm de la factorii care influențează aceste migrații, aceste fenomene. Avem două tipuri de factori. Factorii stimulativi, care îi determină pe oameni să părăsească o regiune. V-am dat câteva exemple, cum sunt războaiele, foametea, bolile, persecuțiile politice, intoleranța religioasă, dezastrele naturale sau schimburile de populație. Sunt factori presanți, se mai numesc și puși. Și a doua categorie, factorii favorizanți, care îi atrag pe oameni într-o anumită regiune. Spiritul de aventură, dorința de câștig material, motivele familiale, stabilitatea politică, toleranța religioasă. Sunt factorii atractivi, pol. Să vorbim despre cauzele migrațiilor contemporane. Plecăm de la cauze politice. V-am enumerat câteva dintre ele. Sunt mult mai mult. Corupția politică la nivelul autorităților, la nivelul guvernării. Războaiele, declararea războaielor armate. Lipsa, chiar încălcarea flagrantă a drepturilor și libertăților cetățenești vitale. Da? Regimurile politice autoritare și chiar totalitare. Să ne aducem aminte că imediat după finalitatea celui de-al doilea război mondial, o mare parte a Europei, dar chiar și în alte state din lume, s-a impus un regim politic totalitar, comunismul. De asemenea, o altă cauză politică, atitudinea autorităților față de diferitele minorități. Avem și cauze sociale, precum discriminarea, persecuțiile sau epidemiile. Imaginile pe care vi le-am lăsat pe acest slide sunt sugestive, dragii mei, pentru cauzele politice și sociale. Știți foarte bine, da, avem în continuare, în acest an 2020, desfășurarea unui război de mai bine de 9 ani, a început undeva în 2011, în Siria. Din diferite motive, dar principale sunt motivele politice, sociale și religioase. Imaginea din dreapta jos reprezintă o parte din sirieni, din refugiați care migrează spre statele democratice din Europa, traversând Mediterana. Cauze economice. Avem crizele economice, inflația atunci când există produse pe piață, dar nu există putere de cumpărare, șomajul atunci când nu mai sunt locuri de muncă, sărăcia sau pauperizarea. Avem și cauze naturale pe care nu le putem controla, inundațiile, cutremurele, că sunt de pământ sau de apă, da, cum sunt tsunami, seceta, clima, alunecările de teren, erupțiile vulcanice. Imaginea din dreapta jos provine din anul 2006, atunci când a avut loc un puternic cutremur, un tsunami, în zona Indoneziei. Cauze religioase.
Intoleranța religioasă, da, avem diferite religii care nu se înțeleg între ele, avem diferite culte religioase care la fel nu găsesc calea de înțelegere. Prozelitismul religios vi l-am definit ca fiind acea acțiune prin care o persoană își face adepți religioși fanatici și oricând intervine termenul acesta de fanatic, e clar că nu merge ceva cum trebuie. Avem confruntările religioase violente. Să știți că încă în zona Orientului Mijlociu aceste confruntări religioase fac victime în fiecare zi. Cauze culturale, apariția unor noi curente culturale, impunerea unei alte limbi și tu nu vrei să renunți la propria ta limbă, sistemul de învățământ precar și atunci cauți în altă parte să te educi sau nerespectarea tradițiilor și obiceiurilor unei persoane. Imaginea de sus este reprezentativă pentru cauzele religioase, deoarece atunci când se intersectează cauza, religia și politica, dau naștere, să spunem, la aceste migrații. Jos aveți o imagine de multiculturalitate, da? Copii, elevi, ca și voi, proveniți din diferite spații. Să vorbim despre categoria migrațiilor în funcție de anumiți factori. Un prim factor după sensul în care se desfășoară și este o tipologie, o categorie de care am vorbit și mai devreme. Imigrația, atunci când vorbim de așezarea unor grupuri umane într-un teritoriu, intrare. Și emigrația, atunci când vorbim de plecarea unor grupuri umane dintr-un teritoriu, emigrație, exit. O a doua categorie pleacă de la criteriul numărului participanților la acest fenomen. Poate fi o migrație individuală, da? Atunci când anumiți individuali, în mod personal, părăsesc locul originar din motive personale, că se duc să găsească un loc de muncă mai bun, pentru un câștig mai bun, că se duc în sisteme de educație performante, că se duc să își întemeieze o familie sau să reunească o familie. Diferite motive, se pleacă individual. Dar avem și migrația în grup, atunci când grupurile umane părăsesc un teritoriu în mod forțat, sub influența unor factori naturali sau politici, acele cauze de care am vorbit mai devreme. Un al treilea factor care determină tipologia migrațiilor, în funcție de factorii care determină această migrație. Avem, din păcate, migrația forțată. Acest fenomen are loc de obicei sub influența unor factori care îl obligă pe migrant să părăsească locul de origine, locul natal. De obicei războaiele, foametea, persecuțiile politice, intoleranța religioasă sau dezastrele naturale. Avem însă și migrație voluntară, atunci când, din proprie inițiativă, migrantul pleacă din locul de origine, da? Sub influența unor factori favorizanți. Că pleacă pentru câștig material, că are anumite preocupări educaționale, are motive familiale, găsește acolo unde pleacă o stabilitate politică sau o toleranță religioasă. Imaginea din dreapta jos reprezintă sigla celei mai cunoscute universități a lumii, Universitatea Oxford din Marea Britanie, care este căutată de tinerii din întreaga lume, tocmai datorită preocupărilor educaționale înalte pe care le vizează. Și atunci aceștia pleacă în mod voluntar. Un al treilea factor care determină tipologia migrațiilor după perioada de migrare. Avem migrație temporară, ea se mai numește și migrație sezonieră, atunci când migrantul pleacă din locul de origine pentru o perioadă determinată de timp, da? Nu în mod definitiv. Imaginea sugestivă la cules de căpșuni, de exemplu, care au sezonul lor și atunci doar în acea perioadă migrezi, după care te întorci în locul original. Și avem și migrația definitivă, atunci când migrantul hotărăște să nu se mai întoarcă în locul de origine, da? Acolo unde a ajuns, în urma unei vize, va depune actele pentru a-și obține cetățenia și în funcție de criteriile respectivului stat, trece printr-un proces. Un al cincilea factor care determină tipologia migrațiilor după spațiul în care se realizează migrația. Avem migrație internă, atunci când cei care se deplasează o fac în arii geografice ale aceluiași teritoriu, aceluiași țări, aceluiași stat.
Imaginea sugestivă pe care v-am lăsat-o pe acest slide, sus în partea stângă, atunci când avem dubii dacă să rămânem în zona urbană, la oraș, sau, din contră, să ne ducem în lumea rurală, la sat. Cam până acum 30-35 de ani, dragii mei, migrația aceasta internă era net spre direcția de la sat la oraș. Să știți că în zilele noastre s-au mai schimbat lucrurile. Și avem și migrația externă, atunci când migranții se deplasează clar dintr-o țară în alta, de pe un continent pe altul. Imaginea sugestivă de jos este, cred că ați recunoscută, Statuia Libertății de pe insula Ellis din New York, Manhattan, un Eldorado pe care îl dorește oricine să ajungă pe pământul făgăduinței. Și un ultim factor pe care vi-l propun pentru a înțelege tipologia migrațiilor din punctul de vedere al legalității în deplasări. Și avem migrația legală atunci când are loc cu acordul autorităților. Am lăsat o imagine cu o siglă a Biroului de Migrație și de Azil. Un astfel de birou se găsește în orice stat care este traversat de migranți și înseamnă că sunt verificate actele și dacă sunt legale, se acordă azil, dar avem și migrația ilegală, atunci când autoritățile nu își dau acordul, atunci când autoritățile nu știu despre acest fenomen. Harta lăsată în partea stângă vorbește despre rutele acestea ilegale, da, de trecere a frontierelor în spațiul Uniunii Europene. Astăzi, în lumea contemporană, cum vă spuneam, în secolul 21, spațiile de migrare în lumea contemporană arată cam așa. Harta este definitorie, însă să vorbim și despre motivele pentru care dintr-un anumit spațiu se pleacă într-un alt spațiu. Avem o primă direcție din Asia spre Europa. Care ar fi motivația? În primul rând, forța de muncă ieftină. Populația chineză, mai ales, dragii mei, vine în Europa pentru salarii mult mai bune decât cele pe care le oferă guvernarea Chinei. În Europa, găsindu-se locuri de muncă mai bine plătite pentru asiatici. O altă direcție, Africa-Europa. În mare parte se datorează această direcție fostelor colonii europene, mai ales colonii din Africa, ale statelor marilor puteri din Europa, mai ales cele din zona Maghrebului, da? Vorbim aici de Algeria, de Maroc sau de Tunisia. Cetățenii acestor state, având cetățenia franceză, da, beneficiază de aceleași drepturi ca cetățenii francezi din Uniunea Europeană și atunci își doresc să vină în acest teritoriu, pe acest continent. O altă direcție este din Europa, deci se pleacă și din Europa, nu doar se intră, spre zona Americii de Nord, cu precădere în zona Statelor Unite ale Americii și Canadei. Da? După cum vă spuneam, SUA este văzut așa drept teritoriul Eldorado. Acolo reușești să ajungi pe trepte înalte în orice domeniu pe care ți-l propui, educațional, profesional. V-am lăsat la final, pentru că totuși suntem români și istoria românească este integrată istoriei europene și mondiale, universale. Fenomenul migrației din România spre statele din Europa, vorbim de statele din Europa Occidentală, mai ales de când România este stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, mai exact din anul 2007, și granițele au fost deschise. De ce? Pentru că dreptul, libertatea de călătorie este garantată în spațiul Uniunii Europene, în aceste spații din această organizație economică și politică. Cred că știți că principalele direcții ale românilor în acest fenomen al migrației sunt Italia, Spania, Germania, pentru muncă, pentru un loc de muncă. Pentru educație, românii preferă zona Marii Britanii și zona țărilor nordice.
Am plecat de la niște cauze atunci când am vorbit despre fenomenul migrațiilor. În istorie totul are și efect, are și consecință. Să vorbim despre aceste efecte. În primul rând, în țările de destinație, să vedem care sunt consecințele. Avem efecte economice. Mai exact, migranții acoperă lacunele forței de muncă, dar pot intra, din păcate, și în concurență cu populația locală și de aici să înceapă anumite dezbină. Avem efecte demografice de populație. Imigranții contribuie la creșterea populației, contribuie la modificarea componenței rasiale, etnice și religioase a populației. Și avem și efecte sociale. Diversitatea culturală a emigranților este observabilă în anumite domenii, precum arta culinară, în arta spectacolelor sau a întreceilor sportive. Vorbim, de fapt, de multiculturalism, care ar trebui să ne îmbogățească. Să vorbim de consecințe ale migrațiilor contemporane în țările de origine, adică de acolo de unde se pleacă. Avem efecte economice, unde găsim așa o dualitate și un efect pozitiv și un efect negativ. Efectul pozitiv este faptul că emigranții trimit bani acasă, în țările de origine, familiilor lăsate în urmă. Avem și efect negativ, poate mult mai vizibil, faptul că țara de origine pierde capitalul uman calificat. Cred că știți că, mai ales zilele acestea, de când cu pandemia COVID, s-a simțit, da, o pierdere de capital uman calificat în zona sistemului sanitar. Avem și efecte demografice. Logic, scade demografia în țările de origine. Fac aici o paranteză să vă spun că o statistică din anul 2017 vorbește de 8 milioane de emigranți români în spațiul Uniunii Europene și al Statelor Unite ale Americii. Ne-au plecat 8 milioane de locuitori. E adevărat, nu toți definitiv, însă sunt în acest proces de migrație. Avem și efecte sociale, poate cele mai dureroase. Sunt acele modificări în relațiile familiale, soț-soție sau mai ales părinți-copii. Imaginea pe care v-am lăsat-o este un afiș al unui proiect, vorbește de aceste efecte sociale. Copiii rămași acasă în grija cei norocoși a bunicilor, cei mai puțin norocoși a unor rude mai îndepărtate, care nu au la propriu cum să fie la fel de afectiv ca proprii lor părinți. Pentru că am vorbit la final mai ales de acest efect social al disturbării relației dintre părinte și copil, părintele plecat în străinătate, și copilul a rămas acasă. Ca și aplicație, dragii mei, v-am lăsat, să spunem, o metodă pe care sunt sigură că ați mai făcut-o la clasă și e clar că trebuie să o puneți în practică când vă întoarceți sănătoși în septembrie, și anume cea a jocului de rol, da? Când empatizăm și devenim personaje într-o anumită situație. Și vă rog să găsiți soluții pentru două situații. Prima sună așa. Un elev, deci coleg de-al vostru, ai cărui părinți sunt plecați în străinătate, începe să facă foarte multe absențe la școală, nu mai învață, nu mai ascultă de cei în grija cărora a rămas. E, voi, colegi de-ai lui, mulți poate prieteni, încercați să găsiți soluții să îl ajutați să treacă de acest impas. O a doua situație pe care vă propun, un elev întâmpină probleme de readaptare la limba maternă. De ce? Pentru că în primii ani de școală a făcut educație în Italia. Revenind în țară, în România, despre asta este vorba, dar nu mai este capabil de o limbă maternă fluentă. Încercați să găsiți situații să ajutați și un astfel de coleg. La final, o imagine reprezentativă și un mesaj, dragii mei, pe care vreau să vi-l însușiți. O clasă de elevi, da, clar, de emigranți, este vizibil, iar deviza să gândiți doar la prietenie, pentru că altceva nu contează. Aici am încheiat lecția care este ultima, de altfel, la această temă în programa voastră de clasa 7. Vă urez o vacanță frumoasă, să vă întoarceți sănătoși în septembrie, neapărat să ne revedem în septembrie, să aveți grijă de cei dragi. La revedere!